Sarul lanțul de iubire și-a început a rugini. Nu te mai gândi la mine, ce-am fost după mai fi. Sarul lanțul de iubire și-a început a rugini. Nu te mai gândi la mine, ce-am fost după mai fi. Împreună am fost, însă ce păcat că ne-a despărțit. Tandemul Ion Călinoiu Florin Cârciumaru a venit la conducerea județului în urmă cu mai bine de 16 ani. Ion Călinoiu ajungea la șefia Consiliului Județean după ce Nicolae Mischie, primul baron din Gorj, era înlăturat prin munca monstruoasei coaliții formate din prefectul Toni Greblă, deputații Ion Florescu și Scarlat Iriza și omul de afaceri denunțător Clement Mocanu. Timp de 16 ani, cu Ion Călinoiu la șefia județului și Florin Cârciumaru primar la Târgu Jiu, s-a sudat o echipă ce părea indestructibilă. Cei doi erau văzuți ca doi frați, Ion fratele mai mare, iar Florin, fratele mai mic, naiv, supus și ascultător. În ultima vreme însă se tot vorbea în piață că în această relație s-ar fi produs o ruptură și cei doi ar fi fost supărați. În fața camerelor spuneau că se înțeleg bine, însă în culise deveniseră dușmani. Călinoiu începuse să ia hotărâri fără să se consulte cu Florin Cârciumaru, intervenind la CE Oltenia, la Pandurii sau la partid. Există acum posibilitatea ca amândoi să plece în parlament, lăsând în urma lor un județ sărac fără investitori, cu șomeri care nu au unde să se angajeze, cu state goale părăsite de oameni care caută un trai mai bun peste hotare, un județ murdar, dar parcă blestemat în ultimii ani. Vor ajunge cei doi să ne reprezinte în parlament, iar singura diferență în traiul gorjenilor va fi că nu-i vom mai vedea atât de des mințind la televizor. Se rupe mereu, ca prietenul tău, să-ți iei dușmana greu. Intră în casa ta, mănâncă și bea, ți-ar iubi și nevasta. Se rupe mereu, ca prietenul tău,